Ocazia aceasta în care încheiem micuța noastră serie de prezentări, Mă cunoști de undeva, avem prelegerea cu acest titlu, Mă cunoști de undeva. Acum voi știți lucrul acesta, nu e nevoie să ne informăm unde au fost spuse aceste cuvinte. Sunt cuvintele lui Natanael, ca reacție la faptul că Iisus îi adresează ceea ce omul modern a numit un extraordinar compliment, să zice, vai, să-i spun așa ceva, îți dai seama. Iată un israelit în care nu este vicleșug. Doamne, păi este unul singur pe planeta asta, pe al doilea nu știu. Este un israelit, dar Mântuitorul folosește expresia aceasta, iată într-adevăr, adică adevărat, adevărat, vă spun, știu bine ce vorbesc. Uite, aici este un om cu inimă curată. Este un om în care nu există așa ceva. Am spus în mai multe locuri că am întâlnit și eu un astfel de om în viață, personal l-am întâlnit într-o adunare unde am fost și am slujit și dânsul ne-a spus detașat, pur și simplu, a zis, nu știu cum simțiți dumneavoastră sau ce credeți, nu-mi dau seama, eu nu am această componentă a neadevărului în mine. Nu mi-aduc aminte de copil vreodată de la școală sau joacă sau undeva să fi gândit ceva în minte să spun altfel. Nu am acest simț în minte. Zici, mama mea s-a rugat pentru mine, Doamne, te rog ca băiatul meu să nu aibă nevoie vreodată să mintă. Zice, poate dumneavoastră ați avut nevoie. Și noi am zis toți, da, toți, am zis, noi am avut nevoie. Dar tu, el le-a spus nouă, zice, nu. Eu n-am avut niciodată, n-am ajuns într-o astfel de situație. Problema care se ridică în fiecare domeniu de felul acesta este că înainte de cădere, vorba lui Nicolae Iorga, înainte de cădere are loc împiedicarea. Și el spune, Iorga, vai de omul care ține minte unde a căzut, dar uită unde s-a împiedicat. O să vină din nou pe drumul ăla și zic, băi, să fiu atent acum că uite aici am căzut data trecută și se împiedică din nou, pentru că el nu ia seama la împiedicare, de fapt. Căderea e urmarea aceasta. Și uneori un om intră într-o astfel de situație, la un moment dat, și nu are ieșire, nu știe ce să mai facă. Este pur și simplu forțat să meargă pe un drum care nu-i dă pace sufletului lui. Și aici găsim în această prezentare a cuvântului lui Dumnezeu cheia sau taina unei vieți cu adevărat fericite. Aș numi lucrul acesta pe care l-aș dezvolta eu cu altă ocazie, l-aș numi testamentul lui Natanael. Natanael a lăsat în testamentul lui o singură avere și ne-a spus, fii om cu inimă curată. Asta e tot ce spun. Fii om cu inimă curată, dar ce să face că trăiesc în mijlocul unui popor, vorba lui Isaia? Păi trăiesc între niște oameni care blestemă, înjură și eu sunt tot așa, am cuvinte necurate, nu trebuia să zic lucrul ăsta. Asta a spus Isaia. Dar Natanael ne trăiește ca un exemplu viu și lasă acest testament pentru noi, confirmat de Domnul Hristos. Uite, aici este un om care nu are în sufletul lui această formă de prefăcătorie în care trăiesc cei mai mulți oameni. Și, iubiții mei, recomandarea aceasta, care poate părea grea pentru cineva, cum să trăiești într-o astfel de lume în care totul e înșelăciune, minciună, minciună la televizor, ziare peste tot, lumea nuată, neadevăr, toată lumea zace în cel rău, cum să trăiești într-o lume de asta, ce fel de viață să fie asta? Nu cred că reușești să faci nimic, domne, dacă într-o astfel de lume. Iată că nu este așa. Și Dumnezeu a spus, cel cu inima curată, dacă nu accepți mizeria neadevărului sau prefăcătoriei sau duplicității în viața ta, cel cu inima curată, poate nu va face afaceri mari, dar va vedea pe Dumnezeu. Mi se pare o afacere bună și asta. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Lucrul acesta este mărturisit de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Uite un om în care nu este vicleșug. Ia să vedem noi cum arată un astfel de om. Acesta este un om care, întâlnirea lui cu Filip se manifestă. Cum se manifestă un astfel de om? Cum arată o viață din asta fără prefăcătorie, fără vicleșug, fără neadevăr? Cum arată o viață de felul acesta? Și atunci vine Filip la el
Și când Filip vine la el, aceasta ne arată că omul acesta nu era prieten doar cu Natanael, dar a știut că un astfel de om, un Natanael, unde mă duc? Mă duc la Natanael pentru că omul acesta este însetat după adevăr, este un om curat la suflet, sincer, un om deschis către Dumnezeu. Mă duc să-i spun lui vestea bună cel din tâi. A spus el la multă lume, dar prima dată a mers la Natanael să-i spunem. Natanael nu este, în primul rând, un om cu inimă curată, nu este un om credul, numărul unu. Nu este un om les necrezător, cum spunem proverbe. Omul de nimic crede orice, de fapt nu crede nimic. Natanael nu este un om les necrezător. Noi am găsit pe Iisus, cum răspunde el aici în Ioan 1:45, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci. Se va ridica un proroc, amin, a spus Moise, de el să ascultați. Asta este prorocul și noi l-am găsit pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Îi spune Filip în cuvinte foarte clare. Omul cu inima curată nu zice da și amin, urbește și pleacă după omul ăla. Nu, el, un om cu inima curată este un om care cercetează duhurile, care cercetează toate lucrurile. Este un om care, asemenea unui copil, am văzut instanța aceasta de nenumărate ori în viață, asemenea unui copil, în momentul când îi oferi ceva, se uită în ochii mamei, nu ai tăi, se uită în ochii mamei și mama îi spune, e ok. Și atunci el a înțeles, gata, a luat testul. Așa, asta înseamnă un om cu inimă curată, fără vicleșug, se uită în ochii lui Dumnezeu. Omul ăsta zice că e nu știu cum, că e nu știu ce, nu știu ce și ochii sufletului se uită în ochii lui Iisus care îi dă din cap și spune, nu, că contează foarte mult unde ne ațintim privirea când apreciem lucrurile. Am auzit de un copil care a fost la un concert de pian, cum cântați voi așa de frumos și de neuitat mi-a și spus soția, zice, nu mai pot de muzica aia, zice, cum au cântat de frumos și cum îți merge la suflet. De, probabil că și acum ea este online și ne urmărește. Și copilul acesta a cântat nemaipomenit. Wow, a sărit toată sala, picioare și aplauze și a fost ceva, un vuiet ce nu s-a pomenit și bietul copil. E cu ochii în jos. Ce are frate? Tu nu vezi câtă lume aplaudă, tu nu vezi ce este aici? El se uita la balcon. Cine era la balcon? Era domn profesor. Domn profesor i-a spus nou. La repetiție a fost mult mai bun decât la concert. Adică va conta foarte mult să supunem lui Dumnezeu orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, este ce cred eu, ce văd eu în treaba aceasta. Noi am găsit pe Mesia. Tu l-ai găsit, dar cu privire la mine, cum pot să știu că așa ceva este adevărat? Pe Iisus din Nazaret, mă interesează mediul din care vine. Ați observat care a fost întrebarea lui Dumnezeu când omul i-a spus mi-a fost frică de tine, mi-a fost rușine și eram gol și am fugit de mi-am ascuns. Întrebarea lui Dumnezeu nu a fost dacă erai gol sau nu erai gol. Care a fost întrebarea lui? Cine ți-a spus? Cine ți-a spus treaba asta? Păi șarpele mi-a spus treaba aceasta. Bun, dacă ți-a spus șarpele, păi dar tu nu vezi că ești gol? Nu, în gura lui orice adevăr este o minciună. Dacă ți-a spus șarpele, ori de câte ori deschide gura, spune o minciună. Natanael îl întreabă, poate ieși ceva bun din Nazaret? A fi un om cu inima curată nu înseamnă a fi un om bun sau rău, ci înseamnă a fi un om deschis înaintea adevărului așa cum este el în Hristos Iisus. E de mult teoria socratică să urmeze adevărul indiferent unde te duce el, că uneori te va duce contrar propriilor tale vederi. Dar tu urmezi adevărul indiferent ce se întâmplă, indiferent cât este de dureros, de nerentabil, de neprofitabil, acesta este adevărul. În final se va dovedi că, așa cum a spus Domnul Hristos, va vedea pe Dumnezeu, omul acesta care iubește adevărul. El este, e un om bun, dar este un om care are o eroare gravă în care este. El e convins, are credința asta că Nazaretul nu e bun, de acolo nu este nimic bun.
De ce nu sunt aici foarte mulți oameni de pe stradă care ar trebui să fie aici? Dar ei nu sunt aici. Știți de ce? Pentru că ei sunt convinși că nu este nimic bun de aici. Omul generației noastre este un om pragmatic. El vrea să știe la ce mi-ajută mie chestia asta, cu ce îmi schimbă mie viața lucrul acesta. Și prejudecata lui că nu este nimic bun din Nazaret îl ține afară. Atunci Filip, acesta este un om transformat de Dumnezeu, Filip nu-i spune, nu, tu crezi așa pentru că îți spun eu așa. Copilul întreabă mama pe tata, întreabă când îi zice, faci cu tare lucruri, de ce trebuie să fac asta? Și atunci tata se enervează pentru că așa am zis eu să faci treaba aceasta. Ăsta micul face treaba asta, dar nu, vorba la o soră de la țară, vreau să ia pălărie, avea pălărie, venise de la București și avea pălărie și este la țară, nu am învățat deloc cu pălării, mai ales la doamne. Și până la urmă au forțat-o și eu la pălăria din cap. N-a avut ce să fac, așa a venit săraca fără pălărie. Deci am venit fără pălărie la biserică, dar în inima mea tot cu pălărie era. Da, v-am înțeles că așa se întâmplă. Cu această ocazie, Natanael nu impune, Filip nu impune credința lui asupra lui Natanael. Tu crezi ca mine că este Iisus din Nazaret? Nu spune așa ceva. Adevărata mamă, adevăratul tată nu îi spune copilului, mergi la adunare cu mine, că eu am zis lui, nu. Vino și vezi și dacă inima ta găsește de bine să urmeze pe Domnul, fă lucrul acesta. Nu mă urmați pe mine, a spus pastorul Robinson. Vino și vezi. Eram în Paris la plecarea noastră spre state, zburasem cu avionul de la București la Paris, dar la Paris cea mică, avea 2 ani și ceva atunci, se aduce aminte de cine o fi învățat-o, bătrânele de pe la noi, sunt maică să nu te duci cu avionul, că te zboară ăștia pe nu știu cum, și-a adus aminte acolo. Și acolo ne spune nouă, după ce zburase de la București, dar acolo ne spune nouă, eu nu merg cu avionul, eu nu zbor cu avionul, deși venise cu avionul acolo. Și eu nu i-am zis, păi cum adică să nu zbori cu avionul? Te iau la subsoară și te duc cu avionul. Nu i-am spus treaba aceasta. Și i-am spus, uite, Cristina, zic, mergem în avion, te uiți, dacă ți se pare bine, mergem și dacă nu ți se pare bine, nu mergem, zic. Ne oprim aici. Ca astăzi, real, o văd cum a pus pasul înăuntru în avion, s-a uitat, o grămadă de oameni în spatele nostru, mă uitam și vedeam omul în fața vieții. S-a uitat în avion acolo, s-a întors către mine și a zis, mă, ăsta e un autobuz mare. Și zic, mergem? Mergem, a zis el. Hai să mergem. Da. Am ajuns în Los Angeles și în Los Angeles i-am spune, zice, gata, foarte frumos tot. În seara asta mergem și dormim la Malul cu Flori. Așa mi-a spus că, când am ajuns în Los Angeles. Și întreabă că am mers noi la Malul Frumos, se numește Loma Linda. La Malul Frumos am fost, dar la Malul cu Flori era un pic mai departe. Așa lucrează Dumnezeu cu fiecare suflet în parte. Nu îmbrâncește, nu forțează pe nimeni. Merge la pas cu fiecare om. Și Natanael îi spune, uite, Filip zice, nu-ți cer să adopți experiența mea. Vino tu personal și vezi și trage o concluzie. Atunci, omul cu inima curată, omul care nu este vicleșug, nu este un credul, numărul unu, dar nu este niciun om împietrit în părerile lui. Nu, eu n-am nevoie să văd, eu am hotărât cum este, așa rămân pentru totdeauna. Aceasta nu este. Atunci, Natanael dă o șansă lui Dumnezeu pe care omul în general nu o dă. Și a zis, mergem să vedem. Când ajungem acolo, Mântuitorul îl întâmpine cu acest inimaginabil compliment. Uite un om în care nu există fals, nu există neadevăr. Uite o inimă curată care vede pe Dumnezeu. Asta înseamnă izraelit, nu înseamnă născut din părintele Abraham. Înseamnă un om în care nu este vicleșug. El nu primește complimentul acesta gratuit, ci spune, de unde mă cunoști, ca să poți să spui așa ceva. Aș vrea să știu pe ce bază spui lucrul ăsta, că poți să spui tot felul, cum
Obișnuiesc anumite persoane să trimită complimente băieți, fetelor sau domn la doamne și așa, și cum obișnuiesc unele persoane să fie extrem de sensibile la complimente, fără să se întrebe dacă am în mână ceva autentic sau dacă nu cumva am vreo floare de plastic în mână sau de hârtie creponată, cine știe. Este chemarea inimii fără vicleșug de a cerceta. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, intrați într-o experiență personală cu Dumnezeu, dă-i o șansă lui Dumnezeu. Și dacă nu mă credeți pe mine, a spus Iisus, cel puțin credeți lucrările acestea. Răspunsul Mântuitorului, uite, eu te cunosc, de unde mă cunoști tu pe mine ca să poți să spui tu despre mine așa ceva? Uite de unde te cunosc eu pe tine. Și acum eu vă întreb pe voi. Când s-a întâlnit Natanael cu Iisus? Când s-a întâlnit Natanael cu Iisus? Voi spuneți-mi acum treaba asta. Știți de ce învățăm chestia asta? Ca să ne dăm seama și de propria noastră viață. Întâlnirea lui Natanael cu Iisus nu a avut loc acolo unde l-a dus Filip și când s-au văzut. Întâlnirea lor a avut loc sub smochin. Acolo s-au întâlnit. El a mers sub smochin și dacă îl întreba cineva, de ce te retragi în locul ăsta de rugăciune, zice, simt ceva în suflet. N-ar fi știut că de fapt era atracția lui Dumnezeu. Dumnezeu atrăgea sufletul lui și sufletul lui se lăsa atras de Dumnezeu. Acolo s-a întâlnit pentru prima dată. Iisus îi spune, te-am cunoscut mai înainte să te cheme Filip. Te-am cunoscut acolo, nu depinde de informații de la Filip. Ci te-am cunoscut înainte să te cheme Filip, când erai acolo sub smochin. Acolo el a fost în comuniune. Acest lucru se aplică omenirii întregi. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Cum sau fără știința lui? Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Dar nu este de ajuns ca el să atragă pe Natanael acolo, dacă Natanael nu se lasă atras. Dumnezeu atrage, Iisus a spus, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii, dar nu toți oamenii se lasă atrași de El. Atunci există acest dialog între sufletul fără vicleșug și Dumnezeu. Domnul simte această atracție. Este așezat de Dumnezeu, instalat de Dumnezeu în om, există această atracție, numai că în anumite catastrofale împrejurări, atracția aceasta nu e îndreptată spre Dumnezeu, ci e îndreptată spre păcat. Și atunci Iacov spune, zice, fiecare este ispitit și păcătuiește, nu când îl atrage satana. M-a ispitit satana, m-a ispitit vecinul, vecina. No. Fiecare este ispitit când îl atrage inima lui. Când îl atrage inima lui, atunci este ispitit. În rest, poate să vină oricine cu orice fel de marfă pe masă, rămâne cu marfa în soare, pentru că nu are niciun fel de ecou sau de rezonanță în sufletul lui. Aceasta înseamnă un om cu inimă curată. Și îndemnul pe care conținutul testamentului acestui om și a lucrării Duhului Sfânt în el ne cheamă pe noi să trăim o viață mai înaltă decât cea de fiecare zi sau cea obișnuită pe care am trăit-o noi și să nu găsim niciodată așezare, să rămânem acești neastâmpărați de care vorbeam ieri, căutând continuu apropierea noastră de Dumnezeu. Chiar atunci când considerăm că lucrurile sunt așezate definitiv și sunt și rămân acolo unde sunt așezate, încă este drum lung înainte pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Am avut harul să-mi dau seama că Filip nu a mers întâmplător la acest om, ci a fost îndemnat de Dumnezeu, caută pe omul acesta. Am văzut în viață cum trimite Dumnezeu răspuns unui suflet care îl caută pe el. M-au întâmpinat la ușile diferitelor biserici, diverse persoane. Dom'le, am o întrebare, am o situație. Chiar după ce am fost operat la inimă, a venit un medic catolic în rezerva unde eram eu acolo. A închis ușa ca la mărturisire și a spus, domnule, am ceva greu care apasă sufletul meu. Și mi-a spus, zice, nu e problema mea, este a mamei mele. Mama mea a fost o ființă care a iubit pe Dumnezeu ca nimeni altul pe pământul acesta.
dar a avut o problemă grea, gravă, de neimaginat pe sufletul ei. Și mi-a împărtășit această problemă. Și a mers și a stat de vorbă cu preoți, și a stat de vorbă cu teologi, a scris și la Vatican, a stat de vorbă cu tot felul de oameni. I-au dat tot felul de răspunsuri bune, aș zice, dar niciodată n-au reușit să vindece rana aceasta a sufletului și a trăit cu sângerarea asta în suflet toată viața ei și așa a murit, biată mama. Dar acum, spune doctorul acesta, răspunsesem deja altor oameni care mă întrebaseră diverse lucruri, chiar și când eram pe masa de operație, am comunicat cu doctorul, n-a fost anestezie totală. Și îmi spune acest lucru, ce ai fi spus mamei dacă mama mea ți-ar fi încredințat această situație? Simt, tremura sufletul în mine ca frunza de mesteacă, n-ați văzut că un pic dacă o atinge, așa, că era, mi-am dat seama că este, e o clipă, este un moment acesta. Și am dat răspunsul care mi-a fost încredințat. A fost literalmente copleșit omul ăsta, a început să plângă și a spus, zice, aș fi vrut să audă mama lucrul ăsta înainte să închidă ochii. Și am spus, nu vă temeți, nu are niciun fel de însemnătate în faptul că a auzit sau nu a auzit înaintea lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu știe cum ar fi răspuns mama ta dacă auzea așa ceva, zic. Dumnezeu ia acest lucru în considerare. Judecata lui Dumnezeu nu se ocupă cu ce ai făcut sau n-ai făcut, ci se ocupă cu cine ești și încotro mergi. Aceasta. A doua zi dimineața a venit cu un alt doctor și i-a spus, zice, uite, el mi-a dat răspunsul despre care am vorbit noi. În momentul în care Natanael este în prezența Domnului Iisus Hristos, sufletul lui este complet descoperit. Și în clipa în care el, care a zis nu iese nimic bun din Nazaret, vede că iese ceva bun din Nazaret totuși, în clipa aceea el își predă viața. Și el spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul continuă și îi spune, pentru că ți-am spus lucrul ăsta, ai crezut, zice, lucruri mult mai mari ai să vezi. Nu stăm de vorbă doar psihologic aici, ci stăm de vorbă profetic. Aici este scara pe care a văzut-o Iacov, pe care urcă și coboară îngerii lui Dumnezeu. Așa ceva ai să vezi tu. Aceasta este o chemare pentru sufletul nostru. Și te întrebi de ce Filip nu este odihnit, liniștit acolo unde a fost el chemat. Nu, nu poate să fie. Am avut o întâlnire în Mexic cu pastori și prezbiteri, un fel de antrenament, sau cum să zicem noi, de training, așa, de pregătire pentru evangelizare. Și am întrebat toți pastorii, toți prezbiterii care au fost acolo și zic, voi de ce sunteți lucrători în câmpul Evangheliei? Trebuie să ai un motiv, n-ai ce lucra altceva, n-ai șantiere, n-ai uzine, fabrici, ce cauți aici, care este? Și unul spune una, unul spune alta. Și am spus, este un singur lucru căruia trebuie să-i răspunzi când ești în slujba Evangheliei, nu când să fii pastor, nu. Oricine dintre cei care au fost chemați la Evanghelie sunt în slujba Evangheliei. Cei care au primit botezul ieri, aici, sunt în slujba Evangheliei. Din clipa aceasta ești un martor al lui Dumnezeu. Dar Pavel spune, zice, știți de ce fac treaba asta? De ce faci treaba asta? Pentru că sunt dator. Sunt dator. Sunt dator, a venit altul și la mine și mi-a prezentat Evanghelia. Acum eu sunt dator să prezint Evanghelia. De asta pleacă Filip imediat, este dator. Imediat se gândește la el, mă duc să-i spun și fratelui meu acest lucru. Sunt dator și grecilor și barbarilor. Dar barbarilor de ce ești dator? Păi sunt dator barbarilor pentru că ei au făcut drumurile pe care am mers, școala la care am fost, spitalele, niciun om nu crește de capul lui așa undeva izolat. E un sat întreg care crește un copil și toate instituțiile, toate astea sunt dator către lucrul acesta și spune el, vai de mine dacă nu plătesc această datorie pe care o am față de oameni. Dar de ce dați bani acolo la biserică? Dom'le, sunt dator.
Păi cum ești? Ai împrumutat bani de la biserică? N-am împrumutat, dar uite când am venit, eu am venit într-o casă unde dăduseră alții și fiindcă au dat alții și au făcut casa aia pentru mine și eu am venit și am găsit casa aia acolo. Acum sunt și eu dator să dau ca să găsească altul o casă ca aceasta când va veni în locul acesta. Sunt dator datorită acestui lucru. Și simțământul datoriei sfinte trebuie să ne urmărească. Asta nu mai este vreun merit, vai, dă-i acolo fariseul cu grămada, a dat nu știu cât și văduva aia săraca se ascunde că e rușine cât a dat. Nu, nu are nicio legătură cu cantități sau cu atitudini, ci are legătură cu datoria profundă pe care o are sufletul nostru față de Dumnezeu pentru tot ceea ce am găsit. Oh, eu nu vreau să am copii, spune o doamnă mea, o domniță, eu nu vreau să am copii, mă deranjează, nu. Și zic, ce bine că mama ta n-a zis așa, că o deranjează, că nu era pe aici dacă ar fi zis așa, da. Și zic, știi ceva? Treaba ta. Dar vreau să spun că ești datoare cu viața pe care ai primit-o, să dai mai departe. Treapta, cum te hotărăști, zic, este răspunderea ta aceasta. Dar în credință, fiecare dintre noi, dacă ne uităm cu față descoperită și suflet neprefăcut, suntem datori. Și Mântuitorul nostru spune, după ce ați făcut, ați împlinit absolut tot, asta nu e meritul nimănui, să spuneți, am făcut citare. Suntem niște robi netrebnici, adică nu mă pot lăuda că mi-am plătit datoria. Bă, știi cine sunt eu? Cine ești? Am plătit datoriile. Serios? Păi asta ce? De-abia ai venit la zero, foarte bine ai făcut. Nu e niciun merit în faptul că ai plătit datoriile. După ce ai împlinit tot, să spuneți, am făcut ce eram dator să fac. Eu sunt dator, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate să iasă ceva bun din Nazaret, poate să iasă ceva bun din adunarea aceasta, poate și ceva bun din băiatul ăsta, din fata aceasta. Păi uite cum se comportă, uite ce se întâmplă. Cele două corăbii care au plecat spre America, Mayflower și Speedwell, astea au provenit dintr-un sătuc mic de tot și umil, din niște biserici foarte smerite la pământ. Acolo, cineva ar fi întrebat, dom'le, ce poate să iasă din bisericuța asta de țară, unde sunt câțiva oameni, sau ce poate să iasă de aici? Iubiții mei, de acolo au ieșit oamenii care au mers și au deschis drumul spre America și au schimbat echilibrul pământului acestuia. Billy Graham provine dintr-un grup de oameni care s-au adunat să se roage o rugăciune de oameni. Dacă i-a ascultat cineva, domne, sunteți draven la cap, se rugau grupul ăsta de oameni în care a fost și tatăl dumnealui, Doamne Dumnezeule, noi am dorit să ducem Evanghelia pe toată planeta Pământ. Așa se rugau ei. Ia, foarte frumos, ai zice, cum zice un om, cum a zis o mamă, că s-a rugat copiii ei să întâlnească cu mine. Îi zic, mamă, hai să ne rugăm, mamă, vreau să mergem să ne întâlnim cu, ascultaseră o predică în casă și județul Mureș. Mamă, hai să mergem să ne întâlnim cu omul ăsta, cu Nicu Butoi. Dar mama lor spune, zice, este în America, nu ai cum să te este. Nu, hai să ne rugăm, păi dar nu e problema asta. Și mi-a spus mama lor, zice, de rușine, așa, pe ce mie, eu îmi puneam la mintea lor, ei, gata, hai să ne rugăm că una, două. Și s-au rugat acolo în casă, au ieșit în stradă și în următoarele 5 minute apare o mașină în care eram eu, în partea dreaptă. Și eu, în partea dreaptă, după ce văd multă lume pe stradă, am un îndemn în sufletul meu să oprim și să luăm această mamă cu doi copii, că aveam banca din spate liberă. Șoferul care deținea mașina aceasta s-a uitat, m-a prins. Nu am zis nimic, dar s-a uitat la mine, zice, dumneavoastră vreți să-i luați mașina? Zic, aș vrea, dacă s-ar putea. Gata, a tras acolo, a deschis ușa din spate, i-a pus pe copii acolo și eu spun de pe scaun, lasă că trag eu scaunul mai în față ca să fac loc mai mult. Femeia odată strigă, cum a auzit, Doamne, cine e mașina asta aici?
Și nu era, era un bună ziua, era un nene acolo și atâta tot. Problema era că acești copii cu două minute înainte, cinci minute înainte se rugaseră pentru lucrul acesta și li s-a părut absolut normal. Despre asta a vorbit Mântuitorul nostru când a zis trebuie să ajungeți ca niște copii, cu încrederea aceasta în Dumnezeu pe care o găsim aici în locul acesta. Un om fără vicleșug este un om a cărui inimă este pregătită pentru întâlnirea cu Dumnezeu. El va vedea pe Dumnezeu. Aceasta este făgăduința și dincolo de acest lucru nu poate fi ceva mai înalt sau mai bun. Iubiții mei, aș dori să ne apropiem de încheierea cuvântului din seara aceasta și să spun că în casa noastră, copiilor noștri și prietenilor noștri și colegilor de serviciu și de școală, să le ducem acest mesaj al lui Filip. Vino și vezi. Nu ne vezi pe noi. Ce vă uitați la noi, spun apostolii, ca și când noi am fi cineva sau prin numele nostru. Nu e vorba de noi. Este vorba de numele lui Isus. Uitați-vă acolo. Și ducând acest mesaj în lume, să lăsăm pe un om în dialog cu Dumnezeu. Acest lucru nu poate fi dincolo, nu poți face un mai mare bine copilului tău sau prietenului tău decât să-l aduci în prezența lui Iisus, după care să te dai la o parte și să-l lași în acest dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu îl va conduce. A fost în București, a fost și un articol în ziar, au operat un cățel pe care l-au adus niște copii dintr-un parc sărac, avea o ocluzie intestinală, mâncase plastimul și făcuse acolo și l-a dus la doctorul ăsta, era prăpădit, mort. Doctorul l-a văzut, l-a operat, a fost bine, s-a refăcut și după aceea l-a scos pe ușă și l-a trimis. Și scrie acest doctor, zice, la câteva zile am auzit zgârieturi pe ușă. Când se întorsese pacientul, pacientul s-a întors la clinică, dar nu se întorsese singur, se întorsese cu alt nenorocit care îi curgea părul și firea după el bolnav, l-a dus în același loc. Și Biblia spune, du-te și învață de la necuvântătoare, du-te și învață de la ele să-ți plătești datoria sufletului față de acela care te-a luat din moarte, dintre ei erați voi toți odinioară, te-a luat din moarte și te-a adus la viață împreună cu Hristos. Astăzi ne cheamă Bunul Dumnezeu la aceeași experiență. Nu, păi eu am avut asta când aveam 20 de ani. Nu, am avut-o pe aceea de la 20 de ani, de la 17 ani, cum a fost cazul meu sau al multora. Am avut-o pe aceea, dar pe cea de astăzi și pe cea de mâine, la aceasta sunt chemat astăzi eu să spun în prezența lui Dumnezeu, vino și vezi. Să spun în primul rând sufletului meu lucrul acesta. Pentru că un om cu inima curată nu poate oferi vieții lui o altă șansă și un alt dar mai mare decât o inimă curată față de propria ta ființă. Acesta e darul cel mai mare. Acest lucru, spunea cuvântul lui Dumnezeu, îți va arăta, în final vei vedea pe Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat cu credința lui Filip până la urmă? Păi de aceea noi trebuie să fim treji totdeauna. Nu suntem în credință odată credincios pentru totdeauna credincios. Nu. Avem momente de eclipsă, de întuneric, de îndoiel, de zbuciumări și așa mai departe, de depărtare de Dumnezeu, de întoarcere la Dumnezeu. Este o continuă zbatere. Și Filip, care i-a spus cu atâta certitudine lui Natanael, noi am găsit pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, același Filip spune, să vedem, zice, nu. Arată-ne pe Tatăl, zice Filip, și ne este de ajuns. Păi Iisus nu ți este de ajuns? Nu, nu mi este de ajuns. Trebuie să mai ne dai ceva. Noi astăzi am învățat despre lucrul ăsta aici. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Nu mai ești tot tu, Filip, care ai vorbit cu atâta convingere lui Natanael și i-ai spus, omul ăsta te-a simțit că trăiești ce spui. Și acum, deodată, te dai trei pași înapoi și îi spui lui Iisus, arată-ne pe Tatăl. Aceasta ne spune nouă
că nimeni dintre noi nu este odată mântuit pentru totdeauna mântuit, odată credincios pentru totdeauna credincios, ci ne spune nouă că este o luptă a sufletului nostru pe care nu trebuie să o încetăm niciodată cât trăim pe pământul acesta, ci așa cum ne spune în 2 Petru 3 cu 18, creșteți în harul și în cunoștința Domnului nostru Iisus. Am cunoscut pe Domnul? Nu. E o continuă creștere. Creșteți în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Iubiții mei, cuvintele sunt cuvinte, dar puterea este a Lui Dumnezeu. El poate să facă din cuvântul lui Dumnezeu o putere spre mântuire și spre bine în viața noastră. Astfel că e momentul să ne rugăm ca acest cuvânt să devină adevăr și putere în viața noastră. Cuvintele pe care vi le spun eu, a spus Mântuitorul, sunt duh și viață, nu vorbe sau discurs. Tatăl nostru prea iubit, îți mulțumim din adâncul sufletului că ai atras inima noastră spre tine, Doamne, din copilărie sau din tinerețe. Ai luptat mult cu sufletul nostru până l-ai adus lângă tine, pe când nu știam de tine, Doamne, pe când eram vrăjmașii tăi, pe când înjuram numele tău, tu ai luptat în sufletul nostru și ne-ai văzut sub smochinul vieții noastre și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai atras la tine și că ne-am lăsat atrași. Îți mulțumim și îți datorăm acest lucru. Acum te rugăm și pentru prietenul de lângă noi, pentru copiii din casa noastră, pentru frații și surorile din biserică, pentru lumea în care trăim. Te rugăm din toată inima, Doamne, ceea ce ai făcut Tu pentru noi și cum ne-ai condus pe noi, acest lucru să-l faci și pentru aproapele nostru. Ne închinăm înaintea Ta, îți mulțumim și Te binecuvântăm în veci. Amin.